Dacă în toată lumea, în pragul sărbătorilor de iarnă, vânzătorii fac reduceri, atunci Moldova nu se încadrează în rândul acestora. Și asta deoarece puține au fost magazinele unde am văzut reduceri de prețuri în ajunul sărbătorilor de iarnă. Mai mult, unii agenți economici chiar au ridicat nițel prețurile, profitând de faptul că oamenii oricum vor să aibă de toate pe masa de sărbătoare. Oamenii spun că prețurile la produsele alimentare sunt foarte ridicate, deoarece salariile sunt foarte mici. Ei au așteptat reduceri de sărbători, dar în zadar. Ține ochii visochi. Тем более перед праздником, вместо того, чтобы снизили какую-то акцию, а они наоборот еще больше повышают перед праздниками, хотя что зарплата и пенсия никогда не повышена. Фортмар. Oamenii din sate spun că se bucură că au posibilitatea să crească animale și păsări pentru pregătirea bucatelor. Unei familii trebuie mai mult, noi doi suntem, dar unei familii, și tot mă uit, 300 de lei, nici nu se vede ce ai luat. Cele mai scumpe sunt produsele din carne și legume și toată gama de produse din această categorie. Fructele sunt la fel cele mai accesibile în piețele din capitală. Produsele de origine animalieră au prețurile cele mai ridicate. Prețurile încep de la 20 lei pentru ouă și ajung până la 95 de lei pentru un kilogram de carne de vită.